Comisia Europeană a propus astăzi renunțarea trecerii de la ora de vară la ora de iarnă. Și asta în urma unei consultări la care au participat câteva milioane de cetățeni europeni. Ideea principală este să se rămână permanent la ora de vară. Propunerea Comisiei are nevoie de aprobarea statelor membre UE și a Parlamentului European. Comisia Europeană a descoperit că economiile de energie produse de trecerea la ora de vară sunt mici. În schimb, mulți cetățeni europeni se plâng de efectele negative ale trecerii la ora de vară asupra bioritmului lor, inclusiv tulburări de somn, nervozitate și lipsa concentrării.